începem vlogul de astăzi. Ne pregătim de bezele. Avem aici un lighean cu albuș. Și vrem să facem niște bezele ca să nu aruncăm albușurile, că e păcat. Avem mixerul pregătit, sare, un pic de zeamă de lămâie. Avem și pe Mickey, care n-are sare. Hello. Tot vrea să pui la loc. Nu, că vreau, așa trebuie. Ba, așa trebuie, normal. Și astăzi avem un plan așa, să ne prăjiturim, să facem fursecuri. Mai avem niște cutii pe aici, să vedem ce o să ne iasă. Și mâncare, avem ciorbă de burtă, astăzi o să mai mâncăm niște salmale, adică Bia și cu Andrei o să mănânce salmale. Acolo e carnea pentru șnițele. Și aici avem carnea pentru șnițele. Pregătită numai de tranșat, morgul mâine să le... Da, ca mâine să le facem. Prăjit. Să le prăjim, că astea sunt așa ca aperitive, știți? Și acolo avem în chiuvetă, să fac așa un zoom ca să vedeți. O ceafă de porc. E ceafa de porc pentru grătar, adică facem un fel de grătar, la cuptor, nu, Mickey? Nu. Faci pe tava aia de grătar. Sau facem aici pe tava de grătar. Ca un fel de grătar, așa. Afară n-am nevoie că vine poliția. Facem pe plită asta, pe așa, plită. Avem noi tava aia așa care e de grill și deci ciorba de burtă este făcută pentru Crăciun. Sarmalele am făcut ieri, dar s-o mâncat jumătate, așa că aia e, deci nu cred că o să mai mâncăm sarmale, o să mai mânce copiii astăzi. Și o să avem ciorbă, salată beof. Mai e friptură de rață, mai e tocăniță de oaie. Așa. Gulaș de oaie și... Facem un pireu lângă garnitură. Un pireu și ne descurcăm. Adică nu o să fie... O să fie bogată masă, vă dați seama că doar atâtea sunt. O să facem atunci, o să filmăm așa tot în întregime. O să arate masa cu tot ce punem pe ea și prăjituri și... Foarte fain. Toate alea. O să vedeți că o să super. Așa și... Lămâința asta pune într-un castruzel. Da, poate asta... Poate trebuie mai... Da, și... Încolo la ceva, la icre. O să trebuiască asta la o să trebuiască la... Lămâința o să trebuiască la icre, că facem și icre. Am icre de la mama, icre de crab sau de cras, ceva de genul. Și o să facem un castron de icre, așa niște tartine de revelion. Acum asta facem. Facem albușurile, spuma de albușuri. Așa, dăm un zoom pe lighean și îi dăm bătăi. Gata, facem o treabă. Punem sare, un praf de sare, că dacă nu ies bune. Pun așa. Un pic de lămâniță lasă în pui? Da, după ce fac spuma, știi? Și îi dăm bătăi. Cade? Nu cade. Ăsta este albușul bătut pentru bezele. Și n-are niciodată. Aici avem colorant, o să fac câteva bezele colorate pentru copilaș. A separat. Nu separat. Băga acum. Fac jumate albe, jumate colorate. Verde. Am și galben. O să vedeți. Deci, îl împărțim în trei. O să-mi pun în... Asta nu-ți mai trebuie mixerul, nu? Nu mai trebuie, nu. Așa ți-l împachetezi? Da, nu o contează. Rotund? Mhm. Așa. Aici punem o parte. Așa. Punem și aici. Să arate frumos. Numai culori pe masă o să fie. Platou cu bezele. Da. Că astea o să le fac în... Am eu chestii cu fundă. Ai șprițieră din aia? Nu, șprițieră de aia cu pungă, știi? Păi da, și faci... Da, așa, și faci... Moțoțoi. Sau cum? Da, țuguiat, da, așa. Da, da. Ceva de genul. Nu, și ale le las. Deci așa mai mult. Asta rămâne, știi? Și astea cu culorile. Ia să le pune galben. Da. Să
Mamă, dar ce fain iese! Wow! Astea-s bezele portocalii. Albastru. Așa. Punem tot ca să iasă albastre. Roșu. Schöne Farbe machen wir die Regenbau. Ja, und das ist roz, das ist roz, das ist roz. Asta cum îți place ție și lui fiica ta. Da, este rozalindele. Rozalinda. Și facem și albe, nu? Uite acolo, am albe, galben, albastru și verde. Nu trebuie să încălzim asta? Cuptorul? Da, da, da. Prima! Uite și... Hai! Sehr schön! Oh, uite și... N-are nimic! Beșit! Ce-i beșit! Ia! Aici nu-ți trebuie găpa. Am, în continuare. Asta, uite așa, poate să stea aici, acum, fiar. Uite ce fain să fac tu, să nu stile de ochi. Acum ele scad, știi, și rămân așa. Bucan. Să vedem cum e a doua tavă asta care e. Aia o mai las. De prima rundă. Ce trebuie să-ți ia o oră jumate, încă asta... Lasă-o rog că-s bune. E să scoate hârtia. Trebuie să stea la cald să se răcească. Hai să probăm una așa. Poate. Dar ce, duce afară? Da. Stai așa să vadă ce face și Michi, nu? O, mai așa. O să zic că tu ești mai profi. Nu, e adevărat. Îi zucă. Cât știi și tu, asta știu și eu. Nu, n-am. Nu. N-am de... Nimals. Bezelele astea le făceam când eram mică, să știi. Știam. Da, și când eram eu mică, eram numai hoteluri. Hoteluri pe stadioane. Așa. Că de ce erai pe stadioane? Ce făceai tu, Michi, când erai? Făceam sport. Ia, povestește tu un pic. Clasa a treia până la... 36 de ani am făcut sport de performanță, n-am stat lângă mama. Așa. Și când o mânca mama prima dată mâncare din mâna mea, o zis, mama dragă... Nu crezi că așa e? Nu. Era în spital săracă, jur că prima am mâncare. O zis că vrea să mănânce varză cu... cu osa fumat, așa, cu... Ah. Și am dus la spital. Tata era singura acasă, l-a pierdut în spațiu, tata. Așa. Și am dus. Și-a zis, mamă dragă, totdeauna am, când mâncam ceva, sau ceva, mă gândeam la tine că nu știi că te-ai măritat. Tu ai venit pe stadion și te-ai măritat și nu ai știut să faci mâncare. Mm. E, aia era părerea ei. Da. Dar tu ai învățat între timp. Nu, mie n-am învățat nimica. Până să mă mărit, n-am învățat nimica. După aia am pus în aplicare toate rețetele mele, ce le-am văzut prin restaurante la diferite hoteluri. Mm-hmm. 25 de ani, n-am stat lângă mama, lângă tata. Mm. Pentru că? Pentru că am făcut sport și am trăit în... lumea hotelieră. Săptămâna asta eram aici, săptămâna viitoare în altă țară, în alt continent. Așa, te dăm mai tare, mai sus. Mm-hmm. Pentru că Michi a fost
Sportivă! Sportivă, campioană mondială! Da! Deci dacă, virgulă, căutați pe Google la Mihaela Gândilă. Gândilă, găsiți acolo cu ea câteva poze. Toate site-urile mele, unde și ziare din... Și ziare! Și astea, ziare. Așa, informații, poze, tot felul de... Multe sunt scoase de pe internet pentru că sunt atâția ani de când sunt... Totuși, 12 ani de când m-am lăsat de sport și nu mai am... Da. Tangență cu sportul. Acum trecem la alte sporturi. Da. Casnice. Eu așa sunt de mândră că e prietena mea, nu aveți idee. Și chiar o iubesc. Și eu. Și chiar o iubesc. Chiar dacă ne cunoaștem de câteva luni, e sora mea. E sora mea. Bumblebee, ce da, aici? Da, i-am făcut la Andrei MySpace, era așa Bumblebee, uite, vezi, cu albi și cu albastru. Nu, dar asta e masca, cum îi spune? La filmul ăla, masca, nu? Masca, da. Da, ia. Masca. Ne punem așa unul pe un ochi. Și unul pe la... Dar nu, ce o să vedeți? Ia. N-a văzut lumea. Lasă-le. Da. Uite, astea, da, asta o putem băga. Da, bagu. Și aia, bagu. Stai așa. Bagu. Și asta, uite, o băgăm sus. Are de sopt. Așa. Da, căldura e mai jos. Stai că acum s-a frică de noroc că nu mai e ceață. Da, că tare urât o mai pus zilele astea. Când am venit eu, venim soarele pe strada ta. Urât am mai fost, doamne. Deci pe bune ai văzut soarele când ai venit la modul real. Da, la modul... Sincer, chiar a venit soarele. Și chiar soarele. Real. Păi, da. Chiar nu ieși să salve de câteva săptămâni. A fost urât. La mine, la Michel, a fost. De la tine. Da, chiar la tine tot timpul cu vorbeam, era soare. Ce-i, doamne, dacă nu mi-e trebuie să plec, unde mă duc? Nu pot să plec. Și n-am putut să plec. Și am rămas la mimița mea. Da, da. La mine, flăcărica mea. Flăcărica, da. Noi suntem două flăcăriți, să știți. Flăcărica 1 și flăcărica 2. Dar cine ți-a făcut prima dată? Tu, cine? Ești bine de flăcărica, Ainz. Da. Dar nu, tu vezi? Dar avem poze cu noi îmbrăcate în flăcărici. O să punem pe aici așa pe undeva, să vedeți cum arătăm noi așa îmbrăcate. Ianu și-a cumpărat la copii un urs. Ia uite ce mare e și frumos. Îl cheamă Cookie. Ia uite, tot în orat. Danica. Vedeți cu Tony acum. Serios? Danica. Wow. Dă-mi cu acel Ianu, Bia, dacă ați terminat de lins. Da. Poți să... Așa. Să scoți și carne de biftele? Da. Puneți usturoi, curăți ceapă. A, și vrei să le pregătim acum? Păi da, și punem folie și le punem afară. Stai să văd. Avem depozit. Batem o bătătură de făină pentru șnițel și punem în ulei. Ia. Poftim. Da. La el ce am aici. Toate... Nu să Michi, lasă că o spăle, duce afară. Ne-am apucat de curățat usturoi și ceapă pentru pifteluțe. Avem un kilogram de cărniță, de porc și vită, așa, și acum curăț. Cum le plec la copii? Așa, 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 nici, știi? Eu zic că mai încă unul și ajunge. Nu, Michi? Da, și o jumătate de ceapă. Și asta. Da, nu toată. Nu toată? E prea mult? Nu știu. Tu știi cum le faci la copii? Jumătate de ceapă punem la asta. La compoziția asta, că ajunge. Numai că asta, uite, are o leacă de... N-are probleme. Dar o curăț și pe aia, știi? Curăț toată și ce rămâne? Și uite, vezi? Macinăm. Așa se scot că are aici o parte moale. Ia, ce fain e asta. Și acum o macinăm.
Da, asta am ținut-o special din porcul tăiat noi la München. Da, ăla... Pentru numai mușchi. Așa, hai că am dat un zoom să... Special pentru șnițel. Asta chiar am zis special pentru șnițel. Special pentru șnițel, da. Chiar nu m-am mușchiul de la ceafă. Da, deci la mine trebuie să fie uleiul foarte încins. Da, ca așa să... Și atunci dai făină, ou, făină, ou. Asta am învățat de la mama. Făină de două ori. Făină, ou, făină, ou. Da, da. Și după aia îl prăjești, după aia îl se cochează așa. Devine... Galben. Ce fain. De protecție? Se bagă ceapa cu... Țac, 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 țac. Așa. Oțel de petrejel la... Oțel de petrejel punem la... Cheftele. La cheftele. Vrei să bagi acolo? Ăla putem amesteca, că la oricum e tocat, nu? E tocat ăla, da. Stai așa, răbdare. Dacă n-ai folosit niciodată, te urați. Păi n-am folosit, eu tot mama nu... Da, doamne, și cât de practic e asta. Da, păi știu că am zis că o să încep să folosesc și eu din astea, dar... Așa, să eu mai... Așa. Nani? Mai am bucat de cărnat. Asta se înhiletează aceea. Mama? Și la pești... Bună dimineața! Bună dimineața, soare! Că oricum trebuie să-l iei să-l stoși de zeamă. Da, da. Ce trebuie? Sare? Sare, piper. Un pic de paprică. De la România. Aia, da, România, dacă îți pun eu sare sau pun piper. Zii tu cât. Atât. Sare. Sare. Atât. Acum aducem paprika. Un pic de paprika. Și pitrijel. De la înghețat. Că la nu contează. Că oricum până mâine își lasă toată aroma în el. Că oricum până mâine stă la... Acum o amestecăm numai de gust. De sare, piper. Așa. Asta este o linguriță. Și câtă boia să pun? O linguriță jumătate. Atât. Bun. Așa. Un ou. Și un ou. Asta vreau să zic. La un făină. Un ou. Un ou. E suficient. Cam așa, nu? Da. Un ou la chil sau două la chil? Două. Două. Dăm două. Două. Unul la jumătate de chil. Mama mea. Tragești pe aia, taca-paca, tot cu mâna, că de, ardelemii așa fac. Mă, cu mâna e sfântă, da, via, pur. Trebuie să mâncăm via, dacă. Mă, un pic preparăm acum cheftelele pentru mâine. Stai că asta trebuie să o fărnițez un pic. Așa. Chiar nu trebuie mult, nu, chiar numai un pic așa. Dar nu mai era început? Nu. Nu, că aia au folosit-o Ianuș la ciorba de... Toată? La tocănița de oaie. Așa. Zici? Nu mai punem. Mai cât? Mai punem. Dar mai... Așa. Da. Și acum gustăm numai de sare, piper. Ce mai trebuie și nix. Voi ce părere aveți? Voi ce părere aveți? Un robot ajută într-o bucătărie sau nu? Noi zicem că da, pentru că, uite, ca mamă, ca, eu știu, gospodină, lucrezi de la muncă, obosită, nu știu ce, și vrei să prepari ceva și ai nevoie de robot, țac, pac. Dar nu chiar de robot, dar ca să câștigi timp. Să câștigi timp și așa. Aici pui o folie de plastic, da? Sau de aluminiu și o punem afară până mâine. Am de... Vine, mi-e moșcă. Mi-e moșcă, da, mi-e abia să mâncăm ciorba. Ciorba de burduț. Și de... Bau. Mamă, zici că e cocos asta. Uee, Dumnezeule, astea sunt niște de delicii. Păi și ce faci, ca buletele așa rotunde? Da, le... Google-le?
fugăle, da, uite că e cu cocos. Cocos macronul se cheamă. Uite, vezi, și le pui cu o linguriță așa. Și băgăm aici 3 ouă. Una are și o pană. La plastic acolo, nu? Și la carton. Le separăm în hai, nu? Da, da. La... cu... se separă tot. Mai separ și eu, să știi că... că nu am foarte multă treabă, mă duc și le separ. Da, săracul e el dimineața de... Da, n-am ce să-i fac. Acum chiar s-adună. S-adună. Pac. Nu, dar tu ce ai? Nu te-ai băgat aici? Nu, sau... Și acum dăm la... încet. Ăsta e aluatul. Și acum aștept să termine băzelele. Una o și scot, că asta... Dar și chiar nu știai că ăsta e pentru toate alea. Nu. Nu, Mir, tu. Tu. Păi, na. Na. Pune-i coful. Și asta poți să-l bagi în cutie acum. Uite așa. Rămâne apoi. Uite așa. Aici. Da, și acum ne apucăm de bătut carnea pentru șnițele. Întreba pe da, uite, sare. Dar uite ce fragedă e. Și ne trebuie sare și piper. Uite așa. Astăzi Mic este bucătar șef. O cărpă de desubt. Punem șervetul de desubt. Punem asta. Ca să nu-ți fac așa un zgomot. Da, nu, că e oră zi. Egal. Or device. Decentă. Asta le iau de aici. Deci tu le sărezi, le piperezi, da? Da. Și le pun, le pui acolo și eu le sărezi și le piperezi. Ești tot mizeră, ai fiu iarăși. Tu ești astăzi bucătarul șef. Nu, și eu prăjituresc. Deci aici avem știu carne. Plăcerea lui, dar nu o pot face de data asta. Din păcate. Da, lasă că facem șnițele puțin mai normale. Lui Ianuș îi plac astea cât capacul de oală. Mai șnițele cât capacul de oală, știi? Iar aici în cuptor, mândrele mele, nu știu cum să zic astea, fursecul cu cocos. Le-am pus adineauri. Aștept să se rumenească. Hai, și mai am aici bezelele. Ia uitați, albastru, astea sunt pentru Andrei. Sare, piper și pe partea și pe alta, pe prima dată. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai făcut. Da, și eu mulțumesc. Deci pentru mine e ceva... Bine. N-am mai fost niciodată așa. Așa ești tu, frumoasă. Orice ți-ai pune, oricum ești frumoasă. Și în pijama ești frumoasă. Știi foarte fain unde mă simt eu bine, în ce mă simt eu bine. Thank you.
M-am întâlnit cu el pe scări și a zis că nu are timp să stea, să dea la toți copiii, așa, să stea de povești cu ei și atunci mi-a lăsat mie toate cadourile și uite că le-am adus eu aici, uite, mi-a lăsat să culețul păi ăsta, dacă... nu știu ce să iau, deci chiar nu știu ce să iau. Foarte curios. Acum sunt curios să vedem cum reacționează copiii, că nu vede pe mușul seara asta, nu vede. Nu vede. Dar e fain, uite, ne-am trezit cu un sac, nu știm ce are acolo. Ne-am trezit cu un sac și nu știm ce e acolo. Ce-ai seama? Vin la zombie, dar trebuie să mă duc și la alți copii. Nu, ăla e moșul meu. Ăla e moșul meu, nu te-a sapia de el. Și-o pleca mai departe, că mai ies copii o grămadă în lumea asta. Deci acolo sunt de la moș, nu știu ce avem, nu știu ce e acolo. Nu știu ce e acolo, nu știu, ia, deci m-a lăsat masa acolo. Moșule, ce plinăr ești. Și-am zis, da, vedeți cum, ce și cum, că nu am timp. Mamă, Andrei, ce ai aici, robot? Mai uite-te, tata. Wow, bia, mamă, uite ce. Wow, uite. S-a lăsat pentru toată lumea, și pentru noi, și pentru mame, și pentru tati. Ce robot? Ăla-i ceas. Mă caut, mai caută, că s-a scris mai bine ceva. Ce ai acolo tu? Ce ai scris la moșul tu azi dimineață? Ce ai scris? Ce ai acolo? Ce ți-a dus moșul? Mi-a dus o tabletă. Ce ai moș mândel? Ce nu găsește aici? Eu primi! Ce-ați robot? Ce-ați robot? Da, ai o tabletă, s-a dus moșul. Vezi că dacă ai insistat... Vezi dacă ai zis și ești foarte cuminte, ți-aduce. Dacă nu zici și nu ești foarte cuminte, nu ți-aduce. Ăla-i lucru cel mai important, altceva. Nu ți-o mai adus. Păi uite-te și tu vezi ce și cum. Când sacul nu s-a terminat. Andrei, mai uite-te că mai sunt lucrurile acolo. Bă, Andrei! Și la tine. Ăla e al tău, moș mondel. Uite, ăsta e al tău. Uite, Andrei, ce mai ai acolo? Mama, cărți! Ce doresc eu! Nu te întâlnești. Vezi că mai este, mă, uite-te bine. Andrei! Ce-i place la tău? Ei, n-a făcut! Cred că pentru mama. Uite-o! Caută-l pe-al tău! Asta e... Na, că am primit și eu ceva! Na! Mamă, să rămână! Ce e acolo? Andru! Ce faină! Da. Uite-te în sac, s-ar putea să găsești altceva mai interesant. Mamă, ce faină! Vezi acolo, uite, un sac, un sac ăla, vezi ce e acolo? Ce vezi? Vezi ce e acolo? Că mai sunt lucruri... Acolo, în tot în saculețul ăla te uiți. Ce mai văzut, gata. Ce scrie pe el? Ariana Grande! Uite-te, tata, ce e acolo? Ariana! Moș, eu vezi la multe case și-o culez tot ce-o putut. Și ce mai e acolo? Mama, unde e? Ce mai e acolo? În ce? Unde e? Ce mai mare? E pentru toată lumea acolo. Mai ai? Ce e acolo? Un rambai! E n-apri! Și-a n-apri! Și-o bambambi! O prea! Mamă, de ce parfum ai? Optimus Prime! Uite, Optimus Prime! Wow! Deci da, ai vreun, nu? Da! Eram la fel! Ai tabletă, Bia! Deci moșul ăsta chiar ține la tine! Nu știu, deci am crezut că anul ăsta nu merge! Ia, că și merge! Fii atent! Oh, scuză-mă! Deci funcționează tot. Optimus Prime. Bam bam, Optimus Prime. Wow, Andrei, ce e aici? Mamă. Optimus Prime. Asta ți-ai dorit tu? Trage încet să nu lupi. Vezi pe unde se mișcă. Wow, Andrei. Uite aici, tata, cum se face. Uite, îți arată aici schema, cum se poate face. Aia ți-a dorit sau ce fermea, sigur. Ce mai spus la moșul?